Motivele, am publicat un document în premieră națională, un ordin semnat de inculpata Laura Codruța Chioveși, un ordin care încalcă flagrant codul penal și pune în mâna procurorilor un lucru care nu există până la urmă niciun stat în care legea domnește. Și anume, posibilitatea să taie din registrările telefonice, din registrările video, din orice formă de înregistrare, să taie ceea ce ei consideră relevant și doar acele lucruri să le transmită judecătorilor, fără, desigur, ca părții celelalte, deci cum ar veni suspecților, inculpaților și așa mai departe, să le ofere posibilitatea de a se apăra în mod corect. Acest ordin, așa cum ați văzut, o să reiau codul de procedură penală cu articolele respective, îi obligă pe procurori să pună într-un plic sigilat judecătorului suportul. Nu o parte, nu un sfert, nu ceea ce consideră procurorul, ci tot suportul înregistrării în copie, iar în condițiile în care judecătorul vrea să vadă originalul, să poată cere și acest lucru. Ei bine, este un document care o trimite pe Chioveși direct în pușcărie. Doamna Elena Udrea este în direct cu noi. Aș vrea să vă întreb ceva. Ați știut, de exemplu, de existența unui astfel de document, despre o astfel de decizie a inculpatei Chioveși de a le oferi posibilitatea procurorilor ca ei să stabilească ce e și nu relevant și nu judecătorul care face în conformitate cu legea până la urmă cercetarea judecătorească? Nu am știut și faptul că a apărut documentul acesta mă bucură nu doar pentru că doamna Chioveși va răspunde pentru asta, ci și pentru că eu presupun că va avea consecințe în toate dosarele în care procurorii au lucrat în acest fel. Și presupun că au lucrat în toate dosarele în acest fel. Deci mă aștept ca acest document care a apărut, decizia Curții Constituționale care a dat motivarea a apărut astăzi referitor la protocoale, chiar să aibă consecințe în plan juridic și procesele care, dosarele și procesele care s-au făcut în felul acesta să fie revizuite în sensul în care să fie analizate corect și în baza legii acuzațiile care s-au adus. Domnule Naudrea, nu mă îndoiesc că aveți multe informații și iată, în seara asta ați spus lucruri importante. Este ceva ce cred că preocupă pe foarte mulți și în spațiul public au apărut dovezi foarte clare ale faptului că existau liste negre. Că se făceau liste negre cu persoane care trebuiau să aibă dosar, să fie, poate, eu știu, trimiși în pușcărie. Am văzut corespondențe pe care le-am prezentat la această emisiune, inclusiv cu Bruselul, cu liste de oameni care erau trimiși acolo și Bruselul trimitea înapoi uneori cerând să se urgenteze anumite dosare cu nume și prenume. Dumneavoastră știți cine făcea acele liste negre? La vremea la care ele se făceau, nu am știut și am presupus că sunt liste negre, am presupus că în momentul la care eu însemnam de 25 că am fost și eu și sunt o astfel de listă, încă nu am știut că sunt chiar liste negre care se fac, mă gândeam că sunt acțiuni punctuale acolo unde existau anumite interese în principal ale sistemului de a scoate pe unii, de a aduce pe alții, se acționează în felul acesta. Nu că există adevărate liste cu oameni care trebuie eliminați. Întrebarea mea este alta. Cei care erau puși să facă lucrurile acestea, iată, au zilele acestea spunând ceva, protestând, procurorii protestând că sunt puși să facă dosare la comandă, judecătorii că sunt puși să dea sentințe de pe bilețele în care sunt trecuți ani de pușcărie pe care unii trebuie să ia sau alții care trebuie achitați. Nu, nimeni, toată lumea a chiesat la nebunia asta, nimeni nu a ieșit pe denunțe ceea ce se întâmplă. Din fericire, în ultimii ani, puțin câte puțin, cel mai mult au avut dragul să vorbească, și dați că astăzi vedem documente ca acesta apărând în spațiu public. Referitor la ceea ce astea facălițele când m-am apucat, la prima intervință m-am apucat să aud unul dintre invitați spunând ceva despre cine a dat ordinele de-a lungul timpului procurorilor, nu aș spune un lucru simplu. Doamne, cred că a avut foarte multe adulate. Toți acești oameni, mai parte din ei, se vor transforma pe baza aceleiași credințe pe care vorbeam.
mai devreme, la citata, poate vă transforma în acuzatorii doamnei Chiobe. Și o să vedeți cât vor face denunțe la adresa dânsei, cât se vor scuza pe ei înșiși acuzându-o pe Chiobe și că le-a dat ordine, că le-a insistat și așa mai departe. Deci vom afla de scapul de doamnei Chiobe și vom afla cu gând și îngățat. Dar dacă altcineva a dat astfel de ordine doamnei Chiobe și eu sunt convinsă că doamna Chiobe și stai și ce fac un lucru acesta. Când fac această afirmație, pentru că niciodată eu nu am auzit și nu am văzut că există un ordin dat de fostul președinte doamnei Chiobeș sau cumva referită la domnul dosar penal. Dar în momentul acesta în care doamna Chiobeș este încolțită, în care domnul Coldea nu mai este în funcție și este încolțit, dacă ar fi altfel decât vă spun, eu sunt convinsă că e acum ocazia să iasă și să spună public dacă vreodată au primit ordine să acționeze în felul în care au acționat. Flux24, un site de știri din România, publică o geantă spunând că dumneavoastră s-a făcut referire la faptul că i-ați făcut cadou mai multe genți și spunând că, de fapt, aceasta este una dintre gențile pe care le-ați făcut dumneavoastră, mă rog, înțeleg din banii dumneavoastră sau ai familiei, ai soțului, doamnei Chioveși. Este aceasta geanta sau unele dintre gențile pe care... Nu am văzut o fotografie. Vă spun eu, este o geantă neagră, Chanel, evaluată la 5.000 de euro. E genul acela de geantă clasică, să zic așa, Chanel neagră, poșetuță așa. Da, modelul îi pot confirma, prețul nu. Prețul este... e puțin mai mare decât în mod normal, ce îmi spuneți dumneavoastră acum. Dar cam acest, dar, așa vă amintiți, ca o geantă de fel... Despre modelul acesta este vorba. Bun, e și acesta un răspuns foarte important. Doamna Udrea, vreau să vă întreb ceva în seara asta pentru că ați acceptat acest dialog. În momentul în care ați înțeles că sistemul se pune la dispoziția președintelui și a oamenilor care sunt apropiați de președinte. Și că pentru asta face lucruri ca cele pe care le-ați auzit mai devreme. Și acum mă refer la sistemul care era condus, era coordonat de Coldea, de Maior, de Chioveși și, sigur, făceau rost de finanțări pentru ce era nevoie, protejau pe cine era nevoie. Finanțările erau direcționate către oamenii care știau să facă propagandă, știau să susțină lucruri de nesusținut și cumva încercau să ofere un confort, nu? Erau unii care, de exemplu, vă atacau, erau unii care vă criticau, erau unii care ei n-aveau ce să le facă, cum a fost, de exemplu, cazul nostru. Iar pentru Traian Băsescu și pentru oamenii care erau apropiați, ofereau multe lucruri, printre care și propagandă și protecție pentru cei care făceau finanțările și așa mai departe. Astăzi, știind toate lucrurile și știind că, de fapt, acest sistem astăzi îți oferă împărăția cerurilor, iar mâine, dacă e cazul, îți oferă iadul. Ați mai accepta toate aceste lucruri? Da, o să vă spun un lucru pe care trebuie de amintit tot cei care se simt la tău. Niciodată oamenii sistemului nu m-au sprijinit pe mine, cei din preță. M-au atacat poate mai tare decât dumneavoastră un capălagă, o doamna Dojoiu, nu știu, Macovei tot timpul. Deci, nici că n-am înțeles de ce. Eu am crezut că oamenii aceștia sunt apropiați de Monica Macovei și cred o dispută între mine și ea. Mă rog, între ea și mine, că nu... A, și dumneavoastră, acum credeți că era un joc dublu? Pe de-o parte, pentru Traian Băsescu oferau anumite lucruri și pentru alții, iar pe dumneavoastră, din diverse motive, le dădea ordine să vă atace? Da. Dacă v-am zis tot timpul, îi spuneau, Traian Băsescu este bun, Udrea îl face rău, domnule, ea este capul rău pe cer. Ăsta era discursul și găsiți toate articole cel despre care v-am vorbit, din trecut, să vedeți cum permanent încercau să determină o ruptură sau o scoatere a mea din anturajul președintelui, din apropierea președintelui, din conducerea partidului, în principal din anturajul președintelui. Nu am înțeles de ce, am crezut că este o chestie personală a Monicăi Macovei față de mine. Nu, acestea erau jurnaliști
plătiți jurnaliștii sistemului care aveau ordinul acesta. Să mă atace în ideea că timpele, nu sub alternativă de informații, va fi până la urmă înlăturată și ei vor ocupa teritoriul complet, cum l-au ocupat acum în cazul Iohannis. Că i-au înlăturat 48 consilierii care puteau să-i dea și alte sfaturi pe cele pe care le dau cei din, sau le dădeau cei din SRI. Deci, în afară de această situație care se poate verifica, în care oamenii, jurnaliștii și liderii de opinie, așa zis liderii de opinie, susținători ai sistemului, mă atacau pe mine, în rest, da, ei erau acolo să sprijine pe toți cei care sistemul ia grea, de care avea nevoie. Că nu imaginez că murea de dragul lui Laga sau de dragul lui, nu știu cum se spun, Boaciu sau domnul Colda. Da, erau din partidul puterii, din partidul președintelui și în acest fel îi sprijinau pe cei pe care, de care aveam nevoie, pentru că și nu puteau să conducă totuși singuri, nu puteau să guverneze domnul Colda. Avea nevoie totuși pe niște politicieni care să-i pună în funcție oamenii pe care și dorea sau să execute proiectele pe care dânsul le avea. Colegii din regie mă întreabă dacă poșeta pe care ați dat-o era perfect nouă sau era una dintre poșetele dumneavoastră. E, nu știu dacă e o curiozitate. Asta e o glumă, da? Bănuiesc, e o glumă, da. Era o poșetă nouă. Facem cadouri vechi, nu? Da. Doamna Udrea, și ultima întrebare. Vă rog. Au apărut multe lucruri. Atât de multe lucruri în ultima vreme încât ți se pare stupefiant. Protocoale secrete între parchete și SRI. Erau protocoale chiar cu ANAF, ca să poată să aibă acces la orice fel de operațiune, nu știu, cumpăra vreun cadou ceva pentru cineva să-l poată vedea în timp real. Erau protocoale inclusiv pentru cei care își făceau firme. Din prima clipă în care își făceau firme ca să-i supravegheze. Atât de multe lucruri care apar într-un fel stupefiant. Apar judecători de la înalta curte care au fost îndepărtați la comandă. Apar lucruri care erau pur și simplu fabricate și în seara asta am prezentat un articol din Radio Europa Liberă care vorbește despre fabricații pur și simplu pentru diversi oameni cu care până la urmă Chioveși a stat la chermeze, a stat la mese și așa mai departe. Dumneavoastră ați aflat vreodată ce era în capul lor? Cine era în spatele lor? Ca ei să poată face aceste lucruri? Știați, de exemplu, despre Macovei, că este unul dintre cei mai apropiați oameni din zona Europei Centrale și de Sud-Est a lui Soros. Știați, ce știați despre conexiunile nevăzute ale oamenilor pentru a putea să ducă la îndeplinire lucruri pur și simplu de neimaginat în timpuri normale? Nu știam conexiunile lor și despre apropierea de mâncare de Soros s-a știut, dar nu se considera, sau ce puțin, nu consideram atunci ca fiind atât de nocivă, atât de periculoasă pentru România. Dar, sigur, ea nu a fost niciodată foarte bine văzută în partid din cauza comportamentului publicitar. Dar ea era și-o răsfățată a SRI-ului? Nu. Nu cred, sau nu de la început. Știți când am presupus eu că dânsa a avut un plan sau a executat un plan? Când s-a făcut partid, când ea a mers la Mișcarea Populară în ianuarie 2014, dânsa imediat a făcut în 10. Atunci m-am gândit că este un plan totuși, că nu se poate dintr-o dată. Apoi eu am candidat la președinția PDL. Dânsa a candidat, de ce m-am întâlnit, candidatura a candidat și ea. Inclusiv candidatura prezidențială, nu o conferență întâmplătoare. Ea și fost prima femeie care candidat prezidențială. Nu, a candidat doamna Monica Macovei. Și a fost o luptă atunci. Serviciile, domnul Colda a încercat să o scoate pe Monica Macovei la prezidenția în 2014, înaintea mea. Deci, cred că a fost, la un moment dat, a jucat și acest rol planurile domnului Colda, în planul sistemului. Încă nu, nu că i-a început. Când avem doamna Macovei, de fapt, nu sistemul nici nu exista când avem seama PDL în 2000, PD, mă rog, era atunci în 2005 când a fost numită ministru. Deci lucrurile au fost
s-a atașat cumva, s-a fost atrasă în jocurile acestea ulterior, pentru că da, profilul potrivit pentru asta. Nu oricine poate să se ducă la un licol, dar trebuie să ai competențe pentru asta. Mulțumesc mult pentru intervenție. Deci, întorcându-mă la răspuns, nu, foarte mulți dintre, lucrurile care s-au dezvoltat ulterior, nu au fost, cel puțin de mine, nu au fost simțite. Eu cred că am fost simțite la un zi de vreme, anumite evenimente. Le-am căutat atunci explicație când s-au întâmplat anumite revenimente, le-am făcut explicație și am dat o fiere de ceau acolo de astea trebuie și m-am gândit în 2014 că am citit profil de cuvinte că nu presa asta ca o glumă, mă rog, asta e, nu e cum spune presa în fața voastră că criteria există în România la profesiunea, nu, criteria în România există acolo de astea trebuie, astea s-a făcut unde ne-am în 2014 la început. S-a întrerupt legătura. Mai aveam o întrebare, că au găsit colegii mei din regie că doamna Udrea avea o geantă absolut similară ca cea despre care scrie Flux 24 că i-ar fi dat-o cadou doamnei Chioveși. Și acum, sigur, întrebarea era, poate le-a cumpărat pe amândouă odată. Este una pentru mine, una pentru Luluța. Să-mi spuneți când aveți din nou legătura, că e interesant până la urmă, nu? Cred că altă culoare. E altă culoare, da. Eu dau o întrebare, domnul Dragă, și eu. Dar pentru ce a făcut cadou geanta asta? La ocazie. La ocazie. De ziua onomastică. Posibil. Posibil. Erau prieteni. Erau prieteni. Am înțeles. Cea cadou. Posibil. Că e interviu. Că într-o intervenție trecută vorbea despre faptul că i-a mai făcut cadou lucruri. Oameni din nou, doamna Udrea, nu ne puteți vedea acum? Nu vă văd, dar am avut pe care la legătura. Da, pentru că au găsit colegii mei, vă descriu eu. E o fotografie cu dumneavoastră din Parlament, erați ministru în funcție, și v-au găsit cu o geantă Chanel identică cu cea despre care convenise mai devreme că i-ați dat-o cadou lui Chioveși. Dar mai pe bej, așa. Dar mai pe bej la dumneavoastră. Dumneavoastră, vă aduceți aminte dacă ați cumpărat una pentru dumneavoastră, una pentru Chioveși în același moment? Nu. Sunt, sigur, sunt lucruri diferite, sunt cumpărături diferite. Nu, sigur n-a fost în același moment. Vă amintiți cât a costat? Toate costă cam la fel, dar în jur de 3.000 de euro. În jur de 3.000 de euro. Ca să nu fie un mixer, dar tot ne împărțim în jurul prețului. Ok. Bun, v-ați întrerupt spunând ceva și dacă vreți să continuați. Da, spunând ceva și cu asta o să vă las, pentru că trebuie să spun că aveți mulți invitați care vor să mai vorbească și asta e, m-am întrebat la vorbă eu. N-am cam început amintit anumite lucruri, văzând niște evenimente, niște care se petreceau și care nu aveau o explicație. Dar era și târziu, cred. Deja era târziu, deja erau puternici, deja aveau un plan bine pus la punct cum se rămâne la putere și după decembrie 2014. Iar tandemul acesta, Coldea-Chioveși, își manifesta puterea și eu am remarcat lucrul acesta încă de prin 2013. Adică era vizibil, pentru, chiar și pentru cineva care nu era toată ziua bot în bot cu ei. Adică eu n-am fost atât de apropiată încât de toată ziua cu ei. Din păcate, a fost și târziu, nici nu s-a mai putut face nimic, dar, din fericire, suntem astăzi la momentul la care se poate face ceva dacă cei care au pârghii au curaj și determinare.